Da, tati. Va fi o punctualitate desăvârșită, pot conta pe acest transport. Iată, dacă s-a făcut și 10, a și plecat fix la 7 și 10 minute primul minibus și o să le asigurăm toate condițiile să călătorească în securitate, pentru că vom avea și un polițist local pe fiecare minibus și îi vom lăsa la școală astfel încât să nu fie nevoiți să traverseze. Am creat și o stație specială chiar pe acest traseu în acest sens. În cazul în care volumul de încărcare a elevilor va fi mult mai mare decât cel pe care noi l-am estimat, începând cu săptămâna viitoare vom înlocui minibuzele cu autobuze cu capacitate mai mare, undeva până într-o 100 de locuri pe fiecare autobuz, ca să putem să îmbunătățim activitatea pe care am început-o cu transportul școlar în Timișoara. Mergem în fiecare dimineață să-l ducem la școală, așa un singur autobuz rezolvă problema. Să sperăm că o să țină.